Mulțumesc, doamna președinte de ședință. În declarația mea politică de astăzi vreau să fac referire la un incident care s-a produs la începutul acestei luni și care a constat într-un nou derapaj antidemocratic din partea statului ucrainean. Am fost vizați noi ca români, a fost vizat statul român și nu în ultimul rând, poate dimpotrivă chiar în primul rând, este important că am fost vizați noi, Parlamentul României, atunci când președintelui UDMR, deputatului UDMR, Kelemen Hunor, a fost interzisă intrarea pe teritoriul Ucrainei. Nu este primul antiderapaj de acest gen al statului ucrainean. În primăvara lui 2017 am fost primul parlamentar al României care s-a confruntat cu astfel de situație. Atunci când încercam să ajung la Fântâna Albă, un loc simbolic pentru noi, poporul român, acolo unde 3.000 de români din nordul Bucovinei au fost executați de sovietici, mi s-a comunicat că nu am voie să intru pe teritoriul Ucrainei. Spre deosebire de președintele UDMR, le-am comunicat oficialilor ucraineni că nu plec din vama ucraineană până când nu voi primi explicații oficiale. Nu am primit explicații oficiale, dar după 5 luni am reușit să intru în Ucraina. Același lucru s-a întâmplat la câteva luni după, în octombrie 2017, atunci când făceam parte dintr-o delegație oficială a Parlamentului României, care se deplasa pentru o întrevedere oficială în Rada Supremă. Iarăși, timp de 2 ore de data aceasta, alături de ambasadorul României la Kiev, am fost nevoiți să așteptăm o decizie favorabilă din partea autorităților ucrainene pentru a putea intra pe teritoriul ucrainean. Constat cu nedumerire lipsa totală a unei reacții oficiale pe care o așteptam săptămâna trecută, cel puțin din partea Parlamentului României, cel puțin din partea Ministerului Afacerilor Externe. Știu foarte bine că de multe ori reacțiile neoficiale ale diplomației sunt mai eficiente. Cu toate acestea, am constatat, de exemplu, că trebuie să învățăm de foarte multe ori din fermitatea colegilor din Ungaria, care știu foarte clar să-și apere interesele și cetățenii, iar noi nu suntem în stare să le spunem clar și răspicat colegilor ucraineni că nu mai pot continua în acest comportament antidemocratic pe care l-au început pe 5 septembrie 2017, atunci când au dat acea lege antidemocratică a educației prin care este suprimat învățământul în limba maternă și din cauza căruia au de suferit cei care fac parte din minoritatea noastră românească din Ucraina. Așadar, condamn odată în plus de la această tribună derapajul antidemocratic al Ucrainei și poate ar trebui să ne întrebăm de ce nu, dacă continuăm noi, ca stat, acest sprijin necondiționat pe care îl acordăm Ucrainei în parcursul ei euroatlantic. Vă mulțumesc!